Utilizată încă de pe vremea romanilor, salvia are numeroase beneficii medicinale dovedite de studiile recente. În afară de ameliorările pe care le aduce în problemele digestive, studiile au arătat că poate îmbunătăți memoria. Romanii obișnuiau să spună pentru ce să moară omul când în grădină crește salvia, pentru a face referire la proprietățile medicinale ale acestei plante aromatice. În antichitate, era folosită pentru tratarea problemelor digestive sau a durerilor de stomac. În scop terapeutic, se folosesc frunzele plantei, care au în componență, printre altele, ulei volantil, tanin, principii amare, rezine, substanțe estrogene, compuși din frunzele salviei. Salviei au acțiune tonică digestivă, au proprietăți antiseptice, febrifuge, astringente, antisudorifice și antioxidante. Calitățile medicinale ale salviei sunt recunoscute de diverse autorități, printre care Agenția Europeană a Medicamentului, care o recomandă pentru tratamentul problemelor digestive minore, precum și în transpirația excesivă și contra inflamațiilor gurii, gâtului și ale pielii. Unele studii au arătat că substanțele active din salvie susțin funcțiile cerebrale. Un studiu a evidențiat că extractul de salvie administrat zilnic pacienților cu boala Alzheimer a ameliorat capacitatea cognitivă a acestora. Studiul a monitorizat pe o durată de 4 luni 49 de persoane cu deficit cognitiv ușor moderat. S-a constatat că salvia a redus și agitația acestor pacienți. Alte cercetări au arătat că remediile din salvie au o puternică acțiune antiinflamatoare, protejează creierul de radicalii liberi și de stresul oxidativ, ajută la menținerea sănătății acestui organ și pot combate afectarea celulară cerebrală.